În rezultatul a peste 20 de percheziții efectuate în Moldova și România, patru persoane au fost reținute într-un dosar de spălare de bani de peste 1,5 milioane de roni. Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și în Moldova, în Chișinău, Fălești și Ungheni. În cadrul operațiunii au fost ridicate cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice, care confirmă activitatea criminală a membrilor grupului infracțional investigat în scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat de la organizatorul schemei criminale, a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 de euro, în vederea aplicării sechestrului. 32 de victime au fost selectate de bănuiți începând din anul 2020 prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicarea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre acestea figurează și copiii majori care și-au convins și părinții să participe în schema investițională. Bănuiții făceau promisiuni false, precum că profitul investit ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100% spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale foptașilor, unde erau spălați prin camuflarea originilor ilegale. În continuare, 20 persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România.